a trăit aici, dintre noi, a fost contemporan unul dintre noi. Am avut șansa colosală de a-l cunoaște și, bineînțeles, unul dintre noi de a nu-l băga în seamă. Faptul că era boem, l-a dus într-un unghi, un unghi din care ăia de la București care dădeau notele și care și acum tot ei dau notele. E adevărat că au în juriu oameni de proastă calitate, dar tot ei dau notele, din păcate. Pe vremea aceea era ca și pe vremea asta, când se ducea Ion Ghichele la București la ședințele Uniunii Scriitorilor, îl lăsau să vorbească puțin, el timid venea de la țară, de aici, de la Reșița, se îmbăta repede și pierdea cursul, ca să zic așa, iar ei ziceau, lăsați-mă, dragul, nu vedeți că e un bețiv. Da, dar niciunul dintre ei nu zicea că este un bețiv genial, așa cum era și Nichita Stănescu. Pentru că dacă Nichita Stănescu ar fi locuit la Moțățăi toată viața, astăzi nu auzeam de el. Corect. Vă asigur. El aia ca doctor în litere, este aici, lângă noi, și a zis corect. Suntem aici o echipă de oameni faini. Să nu credeți că dacă sunt buni între noi, sunt bețivi, mă refer la mine. Să ne gândim. Acum, pe mine, ce mă excluzi? Mă scuzați, mă scuzați. Eu am zis să fiu domn, să zic că numai eu sunt bețivi. Da, ok, pentru că vorbim de Chichere Iaca și vă două cântece pe care le-am scris pe bățurile lui. Dumnezeu să-l țină în pace. Mi-ai întors celul pe dos, capul în mâini așa. Cu șoimul lăuntru, clonțul lui frânt, unghie-ntoarță. Pe mine vie mă sfârșie, pe mine vie mă sfârșie, pe mine vie mă sfârșie. Mi-era atât de greu încât rana trecuse de cuțit. Și singură se răsucea ca un cuțit în carnea mea. Iar timpul se aduna în mână, curgând prin lama grea de fier. Pe mine mie mă sfârșie, pe mine mie mă sfârșie, pe mine mie mă sfârșie, pe mine mie mă sfârșie. Seana Dobre, pe care le-a plăcut să l-am ales cu clapele. Însă, din păcate, nu are clapele. Să-l aplaudăm oricum. Unul dintre cei mai mari clăpari din Banat. Marius Iana Dobre. Data de viitoare vine cu clapele. Dacă nu, îi facă rău de niște clape mici, așa. Să le bage în buzunarul de aici, să plece. Luci, nu rădea. Tot eu în chichere, turnul pare. Noi doi am împărțit sudoarea și pâinea și trupul
și mare. Cu păsările numărate, văzduri buni, cu lacrimile de pântarea. Cu păsările numărate, văzduri, cu lacrimile de pântarea. De multe ori am bărbatul cuțit, femeia pâine, bărbatul cuțit, femeia pâine. La turnul Babel, la turnul Babel, urică de-au pus moară, deși ningea. Alții nu vedeau cum toate cuvintele apărau cuvântul în care nu mai credeau. Alții nu vedeau cum toate cuvintele apărau cuvântul în care nu mai credeau. De aceea aici acum vă spun tot ce-i clădit pe orgoliu va fi scrum. Iubiți-mă ca și cum nu v-ați cunoaște, iertați-mă ca și când ar fi Paște. Iubiți-mă ca și cum nu v-ați cunoaște, iertați-mă ca și când ar fi Paște. De multe ori am murit, de multe ori am murit pentru a rămâne bărbatul cuțit, femeia pâine, bărbatul cuțit, femeia pâine. De multe ori am murit, de multe ori am murit. Mulțumesc, trebuie să vă spun neapărat faptul că unul dintre prietenii noștri apropiați, poetul și artistul plastic Emilian Roșulescu, pe care îl cunoaștem cu toții sub numele de Papi, trece printr-o perioadă delicată, ca să zic așa, are o problemă foarte mare, este undeva într-un spital aici. Îi dorim cu toții multă sănătate și cu voia lui Dumnezeu ajutor. O să vină la microfon să vă spună de ceva. Luci pe ea! Am un mesaj de la Papi, vin de la el și mi-a zis așa, când te duci de seară la zombie, să le spui celor de acolo că iubesc și că le promit că marțea viitoare vin să le citesc din caietul meu roșu. Caietul lui roșu este un caiet gol, așa l-a primit de la un prieten, alt poet, alt prieten poet, care s-a dus, iar el l-a umplut de poezie. Hai că am și eu un timp dacă o veni vorba să în capul. Domnul Matei Vicioane! Bună seara! Am fost și eu astăzi la Papi, în spital, și când l-am urmărit,